Martorii povestesc că șoferul în vârstă de 61 de ani ar fi trecut pe lângă o mașină de școală de șoferi și imediat a lovit pietonul, un bărbat în vârstă de 58 de ani. Din ce au auzit aceștia, șoferul ar fi povestit că nu a văzut din cauza ploii. Se pare că nu a frânat deloc, ci a lovit pietonul în plin. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii nu au mai putut face nimic pentru el, acesta decedând la scurt timp după accident. Fără nicio frână, fără nicio schiță, fără nimic, n-a schițat nimic. Și ce a vrut la fața locului? Păi eu nu m-am uitat, decât era un om întins pe asfalt, de pătrecerea de pietoni, tocmai la 50 de metri. Era în stare gravă? Foarte gravă. Șoferul a povestit polițiștilor că din cauza ploii nu a văzut pietonul pe trecere. La fața locului a sosit în cel mai scurt timp o ambulanță care a transportat victima la spital, însă din cauza rănilor pe care le-a suferit a survenit decesul. Localnicii sunt indignați de faptul că în zonă, în Sârb, pe calea București, se circulă cu foarte mare viteză, traficul este foarte aglomerat, iar pietonii traversează strada chiar și pe la zebră cu frică, după ce așteaptă minute bune să oprească vreo mașină. Se întâmplă frecvent accidente aici? Aua! N-ai cum să traversezi, când vrei să faci să intri în sat la stânga aici sau în partea altă, trebuie să stai cu frică, mai bine te duci și întorci la sensul giratoriu decât să faci stânga. Oricine ce vrea să-și cumpere sau să traverseze, să-și ia ceva, nu se poate traversa aici, nu se poate. Eu când vin cu bicicleta, traversez pe aici, mi-e frică să traversez cu bicicleta. Da, pe jos? Pe jos? Pe lângă ea. Pe lângă ea. De aglomerați. Ați înțeles? Nu respectă regulile. Nu frânează, trece. Nu frânează, te înjură. Bă, au viteză, mă ferez, de... mai au și nepoții cu mine. Oamenii cer autorităților să ia măsuri pentru ca pietonii să nu mai fie în pericol și să nu se mai circule cu așa mare viteză.